Bucată de vreme ne rugăm pentru sora Luci Varga și dânsa e de mult timp în spital. Sunt săptămâni bune de când este în spital și fratele Gian este alături de dânsa. Acolo doarme, acolo stă ziua și noaptea și vrem atunci când vă rugați pentru sora Luci să-l amintiți și pe fratele Gian. Dumnezeu să îi întărească credința și să-i binecuvinteze pe amândoi cu sănătate și cu har. Încă un lucru pe care vreau să-l remarc înainte să deschidem 2 Împărați, capitolul 17, este să apreciez faptul că Kaylee a cântat din memorie, a reprodus din memorie mesajul cântării fără să-l citească. Poate vă întrebați de ce menționez lucrul ăsta, să vă spun de ce. Frații mei, noi putem să punem în memoria noastră foarte multe lucruri și de fapt le punem pe cele care ne reprezintă interesele și care ne satisfac gusturile. Însă dacă observați, în copilăria mea spirituală se recitau poezii de zeci de strofe și erau oameni ai lui Dumnezeu din biserică la care le făceai un semn și fără să fie pregătit, fără să aibă caietul la el, veneau și recitau o poezie foarte lungă. Vreți să acceptați că astăzi nu mai este așa? Oamenii fug de povara în magazinări în memorie a psalmilor sau a poeziilor sau a mesajului cântării. Nu minimalizezi să cânți sau să reciți uitându-te pe hârtie. Vreau numai să încurajez și să spun că în biserică trebuie să fie și astfel de daruri. Dacă avem daruri de a cânta, dacă avem daruri de a predica, dacă avem daruri de a profeții, trebuie să fie și daruri cu memorie mecanică profundă, oameni care ar putea să spună din memorie psalmi sau poezii. Și e bine să încurajăm și să spunem adunării că avem aceste așteptări. Să spunem părinților că avem aceste așteptări. Nu toți copiii sunt în stare de așa ceva, dar trebuie să fie printre sutele de copii și tineri din biserica noastră astfel de copii. Fraților, în momentul în care spui în suflet psalmi sau versuri de poezii, poezii întregi, lucrurile acestea nu le mai uiți niciodată, e ca mersul pe bicicletă și vor fi o binecuvântare pentru sufletul tău. Ar fi bine să facem efort în legătură cu copiii și nepoții noștri. Și dacă vedem că au o memorie mecanică bună, atunci pe măsura capacității lor, să punem din Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu și Dumnezeu se identifică cu cuvântul Său. Scopul meu nu este să apreciez un copil sau altul, ci scopul meu este să apreciez un comportament care merită apreciat pentru că este neglijat în vremurile noastre. Și nu cred că este nici pentru slava Domnului și nici pentru binele nostru. Dragii mei, spuneam că vreau să citesc din 2 Împărați, capitolul 17. Am avut de gând să citesc întreg capitolul, pentru că acest capitol 17 vorbește despre apusul regatului de nord, adică Israel. Vorbește despre felul cum a murit ultimul rege cu numărul 19 din Israel și vorbește despre cum a fost dus poporul în robie, dar e un fel de raport al lui Dumnezeu care explică atitudinea lui față de faptul că l-a lăsat pe Israel să fie dus în robie. Dumnezeu explică de ce. Dumnezeu nu se simte dator să explice, dar explică pentru ca generațiile care vor veni, adică noi, să știm ce se întâmplă cu oamenii care nu se tem de Domnul. Așa că o să citim doar de la versetul 1 la 6 și vă cer îngăduința să vă ridicați. 2 Împărați 17, 1 la 6. În al 12-lea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Osea, fiul lui Ela. A domnit 9 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împărații lui Israel dinaintea lui. Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui și Osea i s-a supus și i-a plătit un bir. Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, căci trimisese soli lui So, împăratul Egiptului, și nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a închis și l-a pus în lanțuri într-o temniță și împăratul Asiriei a străbătut toată țara și s-a suit împotriva Samariei, pe care a împresurat-o timp de 3 ani. În al 9-lea an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a dus pe Israel în robie în Asiria. L-a pus să locuiască în Halah și la Habor, lângă râul Gozan și în cetățile mezilor. Amin. Vă rog frumos să vă reocupați locurile, dragii mei. Această predică pe care vreau să o spun în această seară încheie ciclul lecțiilor biblice, care sunt 40 la număr,
pe care le-am prezentat cu scopul să prezint împărații lui Iuda și Israel, regatul de nord și de sud, cu împărații lor, cu activitățile și viața lor. Și din aceste predici biografice am avut intenția să desprindem calitățile și defectele lor pentru ca să învățăm să ne temem de Domnul. În această seară vorbim despre cum a fost distrus regatul de nord în anul 722, cum marele imperiu asirian a dus în robie pe evreii din Israel, din regatul de nord, pentru întotdeauna. Și aceasta este o lecție pentru biserică, pentru noul Israel. Acest ultim împărat, care are numărul 19 în galeria împăraților regatului de nord, adică Israel, Osea, ne spune Scriptura că a fost ultimul dintre cei 19 și unul dintre cei 7 care au omorât pe împărații dinaintea lor ca să devină ei împărați. În regatul de sud nu s-a întâlnit așa ceva. Osea a fost pus în situația să plătească un tribut foarte mare împăratului Asiriei. Iar împăratul Asiriei, marele Tiglat-Pileser, s-a lăudat că el l-a pus rege pe Osea, pe tronul regatului de nord. Teritoriul peste care Osea mai era împărat era foarte mic, pentru că Galileea fusese luată și ținuturile dinspre sud, dincolo de Iordan, pentru faptul că cu 3 ani înainte, în incursiunea pe care Tiglat-Pileser o avusese în zonă, luase o mare parte din ținutul regatului de nord și acesta se micșorase de tot. Numai peste ținuturile deruloase ale lui Efraim rămăsese Osea împărat. După 3 ani de la urcarea lui Osea pe tronul Israelului, împăratul Asiriei a murit, Tiglat-Pileser, și în locul lui a venit fiul lui, Salmanasar al V-lea. Osea a crezut că trecerea aceasta de la un împărat la altul va crea o oarecare destabilitate și a profitat de momentul acesta văzându-l prielnic pentru ca să nu mai plătească tribut. Numai că Salmanasar a venit imediat în zonă, a asediat Samaria în 725 și după 3 ani de asediu a cucerit-o. Și o să citesc versetele de la 8 la 10 din capitolul 18. Aici unde Biblia ne spune următoarele cuvinte. În al 4-lea an al împăratului Ezechia, care coincidea cu al 7-lea an al împăratului Osea, fiul lui Ela, împăratului Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva Samariei și a împresurat-o, a încercuit-o, a asediat-o. După 3 ani a luat-o, adică la 7-lea an al lui Ezechia și în al 9-lea an al lui Osea. 3 ani de zile a durat asediu. Cetatea Samariei a fost foarte bine construită și zidurile de apărare au fost foarte, foarte puternice. Însă, după 3 ani, ei s-au predat. Potrivit politicii asiriene de deportare a prizonierilor, ei aveau această politică. Luau un popor pe care îl cucereau, îl împărțeau în grupuri mici și fiecare grup îl trimitea într-o altă parte, separat de toate celelalte. Și scopul lor era să dezintegreze spiritul național și oamenii aceștia să piardă legătura unii cu alții, ca să nu mai aibă această identitate etnică, să se încorporeze în națiunea unde era pusă. Și în marele imperiu al perșilor din vremea aceea, ei pur și simplu i-au împrăștiat pe evrei și au adus babilonieni în zona Samariei, babilonieni cu care a populat țara. Ei au făcut lucrul acesta ca oamenii ăștia să nu se regrupeze, să nu se întoarcă, să se organizeze și să se răzvrătească, pentru că dacă erau împrăștiați, nu mai aveau nicio putere. Potrivit cronicilor asiriene care sunt păstrate până astăzi, Sargon, la rândul lui urmașul lui Salmanasar al V-lea, a omorât aproximativ 30.000 de evrei. Istoria spune că 28.000 de evrei au fost omorâți.
În încheiere, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că după 240 de ani de istoria Regatului de Nord, el dispare de pe scena istoriei și Biblia explică cauzele retragerii providenței lui Dumnezeu, suveranității lui Dumnezeu, pazei lui Dumnezeu și binecuvântării lui Dumnezeu de deasupra lor. Și ei rămân vulnerabili și niște victime a marilor imperii care au venit peste ei și i-au omorât. Le-au luat nevestele, le-au luat copiii, iar pe bărbați i-au omorât și i-au împrăștiat peste tot în lume. Observați că acest regat de nord s-a conceput și de asemenea a trăit în răzvrătire. Aduceți-vă aminte de primul împărat, Ieroboam, al cărui nume este menționat de 18 ori, adică de fiecare dată când un alt împărat dintre cei 19 a venit pe tron la Samaria în cadrul regatului de nord. Și această țară, această parte din Marele Israel, jumătatea de nord, jumătatea aceasta s-a conceput în răzvrătire, pentru că Ieroboam s-a răzvrătit împotriva lui Roboam și după Solomon țara s-a rupt. Și această răzvrătire n-a putut nimeni să o scoată din mintea și din sufletul lor. Au fost răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu pentru întotdeauna. Istoria lor este presărată cu răzvrătire. Au venit alți regi și alții, dar nici măcar unul nu a crezut în Dumnezeu și nu a educat poporul să se teamă de Dumnezeu. Toți au fost la fel. 7 dintre cei 19 au omorât pe regele care era în exercițiul funcțiunii pentru ca să se facă el rege în locul lui. Imaginați-vă ce anarhie, ce imoralitate, ce lipsă de conștiință și civilizație. Acesta era poporul lui Dumnezeu, un popor idolatru, imoral și destrăbălat. Și la un moment dat Dumnezeu și-a retras mâna și el a devenit victima la marile imperii care în vremea aceea conduceau lumea, adică asirienii. Așa se va întâmpla puțin mai târziu cu regatul de sud, în 580, când vor veni cei care i-au distrus pe asirieni, adică babilonienii. Am vrut să citesc din Biblie felul în care Dumnezeu prezintă un raport. Poate că e puțină ciudată afirmația aceasta, Dumnezeu nu prezintă raport la nimeni, dar am vrut numai să formulez afirmația intenționat ca să vă spun că Dumnezeu își explică acțiunea de a-și retrage binecuvântarea. Și vreau să fiți împreună cu mine în versetul 7. 2 Împărați 17, am citit până la versetul 6 și acum urmează versetul 7. Uitați ce spune Biblia: lucrul acesta s-a întâmplat pentru că... Și începe explicația lui Dumnezeu. Capul de acuzare numărul 1: copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care le-a făcut bine scoțându-i din robie. Acuzarea numărul 2: s-au închinat la alți dumnezei. Acuzarea numărul 3, versetul 8: au urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiurile și rânduielile împăraților lui Israel. Vedeți, noi am venit într-o țară care are altă cultură și alte obiceiuri. Unele obiceiuri sunt doar culturale. Se mănâncă mai nu știu cum. Nu-i păcat să mănânci într-un fel sau în altul. Dar sunt și obiceiuri care reflectă spiritualitatea zonei, a locului acestuia. Sunt obiceiuri care reflectă moralitatea, reflectă idolatria. Și multe dintre aceste obiceiuri devin tentante pentru copiii noștri care n-au experiența vieții. Și întreabă, păi de ce acolo-i voie și la noi nu-i voie? Că voi veniți din România și voi vreți să fiți old fashion, voi vreți să aveți o biserică mai conservatoare. Uitați ce spune Dumnezeu. Dumnezeu spune următorul lucru: ați părăsit obiceiurile bune și ați luat obiceiuri rele de la neamurile în mijlocul cărora ați ajuns. Fraților, de ce trebuie neapărat să fim așa de sloboi, să ne deschidem ușa sufletului și a bisericii și neapărat să luăm obiceiurile altora, fără să ne gândim dacă ele sunt bune sau rele? Uitați că Dumnezeu prezintă un raport și acesta e un cap de acuzare. Dumnezeu spune: chestia asta m-a supărat. Credeți că dacă l-a supărat atunci, nu-l supără acum? De ce devenim inconștienți și toate lucrurile sunt bune, doar că sunt copiii noștri și îi cocoloșim? Capul de acuzare numărul 4, versetul 9: copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu-s bune.
Întrebarea mea este, care lucruri nu-s bune? Evident, cele care sunt rele. Și au zidit înălțimi, capul de acuzare numărul 4, în toate cetățile, de la turnurile străjerilor până la cetățile întărite. Capul de acuzare numărul 6, au ridicat stâlpi idolești și astarteie pe orice deal și în orice copac verde. Și acolo au ars stămâie, acolo s-au închinat. Când l-au ridicat, au spus, nu ne închinăm, doar facem așa. Și după aceea s-au închinat, au ars stămâie. Pentru că este un proces de ridicare a unui popor sau un proces de coborâre a unui popor. Când vezi într-un popor că se face o faptă rea, trebuie să te întrebi dacă e accidentală sau se încadrează în procesul de prăbușire. Dacă se încadrează în procesul de prăbușire, să pleci din poporul acela, că blestemul lui Dumnezeu va veni dacă nu azi mâine. Capul de acuzare numărul 8, versetul 12. Au slujit idolilor despre care Domnul le-a zis să nu faceți așa. Domnul i-a avertizat. Observați că după capul de acuzare numărul 8, Dumnezeu intervine și încearcă să-i avertizeze, nu să-i omoare, să-i avertizeze. Dar dumneavoastră știți că avertizmentele sunt greu de primit, că îi enervează pe oameni. Oamenilor nu le place să-i confrunți și să-i mustri. Nu le place, de când e lumea, lume nu le place. Citim versetul 13. Domnul a înștiințat pe Israel și pe Iuda și prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis, întoarceți-vă, observați, putea să-i lovească că erau vinovați, dar Dumnezeu le-a dat o șansă, a trimis pe cineva, nu pe cineva, pe mulți proroci și văzători, oameni care și-au pus viața în risc și și-au stricat relațiile cu poporul, dar le-a spus adevărul. Fraților, de ce trebuie predicatorii care vorbesc direct din Scriptură să devină dușmanii bisericii? De ce? Are mama vreo împărăție la care vă chem eu? Am eu vreo împărăție și vă chem robi în interiorul acestei împărății? Sau vorbesc despre un Dumnezeu trădat și lăsat în urmă? Este greșită această atitudine de tragere a unui semnal de alarmă sau este bună? Revin la versetul 13. Întoarceți-vă de la căile cele rele, păziți poruncile și rânduielile mele, urmând în totul, nu parțial, în totul legea pe care am dat-o părinților voștri. Versetul 14, următorul cap de acuzare. Dar ei n-au ascultat și au înțepenit gâtul, grumazul, ca și părinții lor care nu crezuseră în Domnul. Versetul 15, capul de acuzare numărul 10. N-au vrut să știe legile lui, să le memoreze. N-au vrut. N-au vrut. Știau bancuri cu grămada. Știau glume, știau artiști, știau nume și titluri. Dar cuvântul Domnului n-a putut să-l memoreze, că e greu. Fraților, nu vă supărați pe mine. Eu nu-s mai grozav decât niciunul dintre dumneavoastră. Dar lucrurile acestea trebuie spuse, că felul în care trăim astăzi va hotărâ cum vom trăi mâine. Și cuvântul Domnului spune, s-au luat după lucruri de nimic, capul de acuzare numărul 11, și ei înșiși n-au fost decât nimic după neamurile din mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Versetul 16, capul de acuzare 12. Au părăsit toate poruncile Domnului. Vă puteți imagina ce popor rău. N-a părăsit o parte din porunci și pe toate le-au părăsit. Au părăsit toate poruncile Domnului, capul de acuzare numărul 13, a doua parte a versetului 16. Și au făcut viței turnați, au făcut turnătorie de idoli. Și au făcut idol de Astartei și capul de acuzare numărul 13 în continuare, s-au închinat înaintea întregii oștii a cerului. Astrologia. Au spus, horoscopul ne spune că în fecioară și în balanță, atâta știau, legile Domnului nu le mai știau, dar știau horoscopul ca pe tatăl nostru. Oameni buni, nu-i bine. Asta nu-i direcție duhovnicească. Națiunea aceasta a fost distrusă și în raportul explicativ al lui Dumnezeu sunt prezentate capetele de acuzare. Închei în câteva clipe.
Versetul 17. Capul de acuzare numărul 15. Au trecut prin foc pe fiii lor și pe fiicele lor. Nea să știți că acestea erau obiceiuri păgânești ale oamenilor care erau canibali, necivilizați, oameni care erau păgâni. Ei, au copiat comportamentele lor, temiri. Cum au putut ei să ajungă așa de jos? E un proces al căderii, după cum e un proces al ridicării. Și Scriptura ne spune, s-au dedat la ghicire, adică s-au apucat să ghicească și s-au apucat de vrăjitorii și s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Iar împărații lor se omorau unul pe altul care să stea pe tron, să-și ia neveste, să aibă cai, armăsari mai puternici, arme lucioase și să se bucure de viață. Și nu împărățea unul 6 luni ca altul îi dătea în cap și se urca pe tron. Cu asta s-au ocupat. Doamne, Doamne, vai, vai. Și versetul 18 ne spune că Dumnezeu intervine încă o dată, dar de data aceasta nu se avertizeze. Și zice așa, de aceea Domnul s-a mâniat foarte tare, nu tare, foarte tare, împotriva lui Israel. Și și-a îndepărtat fața de la el, dar a rămas cu Iuda, dar pe Israel l-a părăsit. Și citiți dumneavoastră mai departe ce s-a întâmplat. Am depășit câteva minute, n-am avut intenția, am vrut să fiu punctual, însă încheiem aici aceste lecții ale împăraților și am vrut să prezint raportul lui Dumnezeu, pentru că eu știu că dumneavoastră sunteți oameni trecuți prin viață, oameni cu experiența vieții. Eu știu că aceste cuvinte nu pot fi refuzate de inima noastră, noi știm că ele sunt adevărate. Frații mei, să ne uităm la copiii noștri și la nepoții noștri, să ne uităm la tineri și să încercăm să-i ținem în contextul în care Dumnezeu nu va pleca să ne lase singuri. Să ne lase cu amvonul, cu pianul, cu băncile, cu biserica, cu parcarea, dar să plece și să ne lase singuri. Să nu acceptăm să se întâmple așa, că ei sunt mai mici, sunt mai începători cu viața, dar noi la 30, 40, 50, 60, 70 de ani privim dintr-o altă perspectivă lucrurile și știm că dacă ne-a părăsit Dumnezeu, microfonul ăsta e egal cu zero și pianul ăla e egal cu zero. Așa să trăim și să ne comportăm, așa să ne pocăim de slăbiciunile noastre și să învățăm din experiențele și de greșelile noastre din trecut, încât brațele Domnului care ne protejează, ne binecuvintează, ne vindecă și ne mântuiește, să nu ne părăsească. Și să nu vină asirienii peste noi și să ne fure copiii și nevestele și să ne distrugă și să ne ducă în robie, că va fi vai de sfârșitul vieții noastre în chin și în frustrare. De aceea vă chem să ne rugăm, să postim și anul acesta care se sfârșește, și care e o lecție pentru noi, și anul care începe, dacă Domnul ne-l va da, să intrăm în el cu hotărâri noi, cu mai multă responsabilitate și tragere de inimă, pentru că suntem obligați de cunoașterea cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Poporul Domnului, haide să încheiem cu rugăciune. Să-ți mulțumim, Doamne.